Numele meu este Diana și am avut întotdeauna principii clare în viață, principii care mi-au ghidat deciziile și acțiunile. Povestea pe care o voi împărtăși cu voi astăzi este una despre integritate, respect de sine și despre cum uneori trebuie să faci alegeri dificile pentru a-ți păstra demnitatea, chiar și atunci când prețul este pierderea unui loc de muncă stabil. Am fost angajată ca secretară la o firmă mare, o poziție pe care o ocupam de ani de zile. Îmi plăcea ceea ce făceam și mă înțelegeam foarte bine cu colegii mei. Atmosfera la locul de muncă era plăcută, iar fiecare zi era un prilej de a colabora eficient și armonios cu ceilalți. Șeful nostru, domnul Mihail, era un bărbat de succes, cu o reputație bună în industrie. Era respectat și părea să fie un om de familie devotat. Totul părea să meargă bine până într-o zi când am aflat, pe neașteptate, că domnul Mihail divorțase. Era o știre care a stârnit multe discuții în birou. Nu intram prea des în detalii personale, dar vestea divorțului său a fost subiect de bârfă și speculații între colegi. Am încercat să mă detașez de toate acestea. Considerând că viața personală a șefului meu nu ar trebui să influențeze profesionalismul nostru. Totuși, lucrurile au început să se schimbe în următoarele săptămâni. Mihail, odată un bărbat rezervat și concentrat pe muncă, a început să arate un interes neobișnuit față de angajatele firmei. Într-o zi îl vedeai flirtând subtil cu una dintre colege, iar în alta o invita la masă pe alta. La început, am crezut că poate era doar o fază trecătoare, o modalitate de a-și durerea după divorț. Însă, acest comportament a devenit tot mai evident și mai deranjant. Pentru o vreme, am sperat că nu va încerca nimic cu mine. Mă simțeam protejată de faptul că eram căsătorită și păstram întotdeauna o distanță profesională clară. Însă, într-o zi, am fost surprinsă să văd că atențiile lui Mihail s-au îndreptat și asupra mea. Totul a început într-o dimineață banală, când m-a invitat să ieșim în oraș după program. Am fost luată prin surprindere, dar am refuzat politicos, explicându-i că sunt căsătorită și că îmi foarte mult relația cu soțul meu. Mihail a părut să înțeleagă, dar privirea lui trăda o urmă de nemulțumire. Am încercat să uit de incident, sperând că va trece cu vederea. Din păcate, a doua zi, Mihail a insistat. De data aceasta, tonul lui a fost mai autoritar și insistent. Mi-a spus că sunt o femeie frumoasă și că arăt foarte bine, ceea ce nu era deloc confortabil să aud de la șeful meu. Din nou, am refuzat, dar de această dată el nu a acceptat, nu ca răspuns. Mi-a spus pe un ton aproape amenințător că, dacă nu accept să ies cu el în oraș, ar putea să mă concedieze. Am rămas mută de șoc. Era prima dată când cineva mă punea într-o astfel de situație, una în care integritatea mea profesională era pusă sub presiune. Nu am avut nevoie de mult timp să mă gândesc la ce trebuia să fac. I-am răspuns calm și clar că, dacă asta dorește, să mă dea afară. Pentru că nu voi ceda în fața unei astfel de presiuni. În acea clipă, am știut că decizia mea va avea consecințe, dar am fost hotărâtă să îmi păstrez demnitatea. A doua zi, când am ajuns la birou, am fost chemată în birou lui Mihail. Cu o expresie rece și distantă, mi-a spus că firma nu mai are nevoie de serviciile mele și că sunt concediată cu efect imediat. Am ieșit din biroul său fără să spun un cuvânt, cu capul sus și cu inima bătând puternic. Colegii mei, nedumeriți, m-au întrebat ce s-a întâmplat, dar am ales să nu intru în detalii. Am plecat acasă, și deși îmi pierdusem locul de muncă, nu am simțit nicio urmă de regret. Am făcut ceea ce era corect pentru mine, pentru că nu sunt genul de femeie care cedează în fața presiunilor. Mai ales când e vorba de valorile și integritatea mea. Soțul meu m-a susținut necondiționat și mi-a spus că este mândru de mine. Am trecut prin momente dificile, căutând un nou loc de muncă, dar am știut că am făcut ceea ce era corect. Nu m-aș fi putut uita în oglindă dacă aș fi ales altfel. Aceasta este povestea mea. O poveste despre curaj demnitate și puterea de a face ceea ce este corect, chiar și atunci când ai de pierdut. Am învățat că uneori, pentru a-ți păstra respectul de sine, trebuie să fii dispus să renunți la lucruri care par esențiale, dar care, în realitate, nu valorează mai mult decât integritatea ta.